Bună ziua! Da. Până la urmă, a fost important pentru noi că am luat un punct, chiar dacă poate n-am făcut cel mai bun meci, dar a fost un echilibru total, din punctul meu de vedere. Astăzi, un meci în care nu au fost prea multe ocazii, nu s-au creat, fiecare echipă a fost preocupată în primul rând să nu ia gol, pentru că era destul de greu, știam că Mioveni este o echipă care se apără foarte bine și dacă apucă să-ți dea gol, joacă pe contraatac, dacă apucă să-ți dea gol, este foarte greu să mai poți să revii. De aceea am decis și astăzi să jucăm și noi la fel în același sistem, cu 3-5-2. N-am reușit foarte multe pe fază ofensivă, v-am spus, dar ținând cont că un jucător de-al nostru, Dican, a fost eliminat, am jucat vreo 30 de minute, jumătate de oră în 10 oameni, până la urmă e mulțumitor acest punct. Ok? Mersi.